În campionatul național de junioare 3, CS Dacia Mioveni a ocupat ultima poziție a podiumului după o evoluție meritorie. Constantin Ciobanu, responsabilul secției de handbal din cadrul clubului, este mulțumit de evoluția jucătoarelor și consideră că se pot face lucruri frumoase și în continuare. În acest an de zile rezultatele vorbesc de la sine și asta în condițiile în care avem un lot format numai de sportive din orașul Mioveni, deci numai din Mioveni. Creșterea este evidentă, toți au spus și la ultimul turneu specialiști, într-adevăr avem echipă frumoasă și vă promit că o să crească echipa asta lângă Silva în continuare și frumos. Eu doar atât vreau să spun, o singură mențiune fac, îmi doresc foarte mult și ca și coordonator al secției de handbal, voi munci mult ca această secție să fie un fel de port-drapel pentru Clubul Sportiv Dacia Mioveni în 2012 la nivelul sporturilor de echipă. Echipa a avut prestații mult mai bune după aducerea antrenorului Silvia Purice. De altfel, aceasta s-a declarat mulțumită de condițiile create, considerând că în sezonul următor jucătoarele pot ajunge și la turneul semifinal. Campionatul s-a încheiat acum o săptămână. Am terminat pe locul 3 la un punct diferență de locul 2. Echipa s-a prezentat foarte bine. Au avut o evoluție frumoasă datorită conducerii care ne-a ajutat și ne-a susținut în permanență. Am avut pregătire la munte și evoluția lor bună s-a văzut. Ce să vă spun, că am înțeles că mergem mai departe, avem echipă foarte frumoasă și să sperăm că în campionatul următor, aducând 2-3 fete, o să avem alte rezultate. Da, Echipa de handbal CS Dacia Mioveni își va continua pregătirea după ce s-a încheiat sezonul intern.